Hey, Marley. Marley, hello. Mă auzi acum? Oh, mai bine ai fi atent. Nu vrei să-i trezești pe micul Jerry și micuța Lily? Cred că trag un pui de somn. Oh, sirena lui Matt a trezit mașinuțele. Of, Doamne Marley, cum vei pune mașinuțele înapoi la somn? Cred că mai bine l-am chemat pe supercamion, să vedem dacă are vreo idee. Carl! Hei, Carl! Cred că este ora somnului în orașul mașinilor. Marley are nevoie de ajutorul tău cu micul Jerry și micuța Lily. S-au trezit amândoi din somn și nu-i putem adormi la loc. Crezi că ne poți ajuta? Mulțumim, Carl! Ce vehicul crezi că ar putea pune înapoi la somn două mașinuțe, Carl? Sunetul ăsta nu trezește de obicei mașinuțele, Carl? Cred că ai un as în mânecă, așa ca de fiecare dată, supercamionule. Tocmai te-ai transformat într-un tonomat muzical, supercamionule? Interesant! Ok, supercamionule, ajunge cu dansul. Mai bine ne-am îndreptat atenția asupra mașinuțelor. Stai liniștit, Marley. Supercamionul are un plan. Haide să punem mașinuțele înapoi la somn. Oh, nu, supercamionule! Muzica heavy metal nu va adormi mașinuțele. Repede, încearcă alt buton! Of, Doamne, supercamionule, nu cred că muzica pop va trimite mașinuțele la somn. De ce nu încerci ultimul buton? Supercamionule, ai reușit! Cântecul de leagăn a adormit mașinuțele. Bună treabă! Șș, Marley, îi vei trezi din nou! Bună treabă, supercamionule! Aire! Supercamionule? Ia uite la asta! Supercamionul și mașinuțele au ceva în comun! Bucură-te de restul somnului, supercamionule! Meriți asta! Ne vedem data viitoare! Și vise plăcute! Ajunul Crăciunului, iar rezidenții din orașul mașinilor sunt gata să îl primească pe Moș Crăciun. Stai, cine e? Este... ar putea fi... nu poate fi el, nu-i așa? Oh, nu, cred că are necazul. Singura cale să salvăm Crăciunul e să chemăm supercamionul.
Carl, e o urgență! Sania lui Moș Crăciun s-a stricat și trebuie să salvezi Crăciunul în orașul mașinilor. Mai bine ai merge să te transformi repede! Știi în ce vehicul te vei transforma, Carl? Wow! Ești cea mai mare și strălucitoare Sanie posibilă, supercamionule! Wow, supercamionule! Sunt o mulțime de cadouri care trebuie livrate cât mai repede posibil. Așa, e perfect! Uite garajul lui Tom. Uite pista, aici e aeroportul. Se pare că Penny și Hector au fost cuminți tot anul. Suntem la spital. Uite-o pe Amber. Doarme. Mașinuțele vor fi încântate să vadă noile leagăne. Bună treabă, supercamionule! Ai făcut mulți locuitori din orașul mașinilor fericiți. Și pe unul în mod special. La revedere tuturor! Sărbători fericite! Ne vedem în curând! Se pare că mașinuțele muncesc din greu astăzi. Micul Frank spune că fac felicitări de ziua mamei. E timpul să mergem înăuntru mașinuțelor. Mm-hmm.
Oh. Ce s-a întâmplat, micule Tom? Cineva ți-a furat felicitările de ziua mamei? Ai putea să mai pictezi una? Micuța Amber spune că au rămas fără hârtie. Bună idee, micuța Amber. Super camionul vă va ajuta. Avem nevoie de ajutorul tău, supercamionule. Felicitările de ziua mamei ale mașinuțelor au fost furate și trebuie să facă ceva repede. În ce te vei transforma ca să le ajuți pe mașinuțe? Într-un camion de lucru manual? E o idee minunată! Wow, uite-te la brațul tău mecanic. Și un incinerator. Mă întreb la ce-o folosi. Să mergem să le ajutăm pe mașinuțe. E super camionul! Mă întreb oare ce face? Wow! Supercamionul a reciclat hârtia stricată ca să facă inimi din ea. A fost foarte inteligent, supercamionul. Acum trebuie decorate. Ce s-a întâmplat, micuță Amber? Ești supărată că felicitările au fost furate? Cred că supercamionul va rezolva misterul. Bate vântul pe străzi astăzi. Sunt felicitările mașinuțelor? Wow, mașinuțelor! Ornamentele voastre în formă de inimă arată incredibil! Ia uitați, mașinuțelor! Supercamionul v-a găsit felicitările! Spune că au fost suflate de vânt! Acum aveți și o felicitare și un cadou de ziua mamei! Bună treabă, supercamionule! La revedere, mașinuțelor! Ne vedem data viitoare! Wow! Uite-o pe Penny cum zboară! Bună dimineața, Penny! Ce pui la cale? Aha! Îi duci provizii lui Carl? Și mai ai o livrare după aceea? Oh, nu! Penny, atenție la...
Nu! Ah! Penny a lovit pământul atât de tare încât una din roțile sale s-a rupt. Of, biata Penny! Uite-i pe Amber și pe Carl! Penny a dus pachetul tău, Carl, dar nu-l va putea duce și pe al lui Amber. S-a rănit. O poți vindeca pe Penny? Bună idee, Penny! Să-l sunăm pe super camion să ne ajute! Hei, unde mergi, Carl? Wow! Un pasaj secret care duce la peștera ta. Să mergem! Pentru că nu suntem lângă aeroport, va trebui să folosești șoseaua în loc de pistă de decolare. Nu sunt case sau mașini aici. E perfect! Pregătește-te de decolare! Zbori, supercamionule! Uite-l pe Frank! Uite, e și Matt! Tocmai a oprit un vitezoman. Du-te și du proviziile! Ne vedem în curând! Ai ajuns, supercamionule! Trebuie să iei cutiile astea pentru Amber. Bun, acum să ne întoarcem la aeroport. Uite, Carl, ăsta e aeroportul. Amber și Penny te așteaptă. Ar trebui să-i vedem pe Hector și pe supercamion imediat. A lipsit ceva timp. Bună aterizare, supercamionule! Să descărcăm proviziile. Wow, ce echipă bună! Uite, Penny, medicamentele care o vor ajuta pe Amber să te vindece. Așa e, au fost cam ocupați. Așa, Penny. Bună treabă, supercamionule! Mulțumim de ajutor! Și mulțumește-i lui Carl din partea noastră. Pe curând! E aproape Crăciunul în orașul mașinilor. Încă 5 minute și e timpul ca moșul să ducă daruri la toți locuitorii lumii.
Suzy, ce s-a întâmplat? Pare a fi foarte grăbită. Moșul nu a avut timp să împacheteze toate cadourile pentru Crăciun, dar e aproape miezul nopții. Cum va face? Bineînțeles, chemăm supercamionul. Are o soluție de fiecare dată? Carl, cineva are nevoie de tine în oraș. E Suzy, cadourile nu sunt gata pentru Crăciun și moșul trebuie ajutat să le împacheteze pe toate înainte să le ducă. Poți ajuta? În ce vehicul te vei transforma, Carl? Suzy, nu te panica! Supercamionul e pe cale să... sosească! Ai dreptate, Suzy! Nu avem prea mult timp! Cum vei face supercamionule? Supercamionule, ai oprit timpul! Ești incredibil! Așa, Suzy, nu avem timp de pierdut. Urcă-te pe supercamion. Te va duce la Polul Nord numai decât. Iată, prieteni! Priviți, acestea trebuie să fie cadourile care trebuie împachetate. Supercamionule, ai putea să-ți folosești mașinăria să împachetezi cadourile, iar Suzy îți poate aduce cutiile. Bună treabă! Ați reușit!
Suzy are dreptate, supercamionule. Mai bine ne-am întoarce în pat repede, altfel moșul nu va reuși să ducă toate darurile pe care l-ați ajutat să le împacheteze. Mulțumim că ai salvat Crăciunul, supercamionule! Și Crăciun fericit! Și Crăciun fericit și vouă, tuturor!